Muierii, și dracu facem fa de bani. Cum ieșim dracu din iarna asta grefă, am fost să spargem banca, n-o mers, am ajuns la pușcărie și voi ca proastrii după mine. Tu cu boșinile tale ai afixiat polițaiul? Pentru binele familiei fac orice. Uai, Niculăieș, ce-i acela vidiușat, uai? Vidiușac, fa să zici. Whatever. Și va? Nica, oi. Cum Nica? Ai zis ceva în altă limbă? Da, oi. Am zis cum spui tu. Adică fie cum zici. Aha. Deci... ce e ăla videoșah? E cum uier dispuiate, fă. Da? Deși întrebi. Dar cu bărbați dispuiați nu-i? Deși întrebi. Așa m-am zis eu. Că acolo se face bani, uăi! Da? Cum fa? Te dispui și te filmează, uăi! Văleu! Și apar la televizor, fă? Păi nu știu! Cred că pinet, uăi!
Și așa la nietfa. Păi ceva unde intre tăți, tipi un aparat cu televizor. Deci tot la televizor ni dă. Cam așa ceva. Dar nu pe antena ta, care nici programul 1 nu-l prins. Să-l prind? De unde fa? Mă urc pe casă să fug după dânsul? După și nimeni, bolovanii. După unul fa, cine e așa la? Ce caută acela pe casa mea? Programul 1 care îl vedem cu pureci. Are și purici. Mărie, tu te duci dracu, nu mi-aduci mie pe unul plin de purici fa în casa mea. Măcar dacă era unul acătărea. Uai, de televizor zic eu, nu de hândrălău. Așa și? Ne, tu nu e așa cu antenă de asta? Da cum e? Ești prost! Ce dragul să vorbesc cu proștii? Ghini că ești tu deșteaptă, fă! Nu mă trece vreo bieșună să te premiez! Uite, îți explică Florica că ea vorbește cu Dorule Spinet. Florică, treci la mini, am uia. Pă, Florică, tu cum grăiești cu Dorule Spinetul și Alafa? Păi, mă duc la vecinul, la stâlp, care firul. Stau lângă fir și grăiesc cu Doruleț. Apoi, îmi imaginez ce îmi spune. Și ce zici, fa? Fă, da, proastă ești. Grăiești cu stâlchii? Și nu are dreptate? Știu că nu-l aud, îmi imaginez că asta ar zice. Lol. Eu mi-aș imagina în locul lui să-ți ard și un dos de palmă să te trezești din prostie, va. Deci asta înseamnă niet. Ceva ce-ți imaginezi că se va întâmpla, dar de fapt nu se întâmplă. Pentru că doar grăiești singur ca prostul. Am înțeles. Florică, am de discutat cu măta. Gata, v-am grăit cu Florica din iet. Și ai înțeles, voi? Da, și la video șah îți dă bani numai că te gândești la una dispuiată, va? Nu, voi, noi ni dispuiem. Vă leu, dă nirufâni, va! Păi tu vrei paralii de jabea, voi? Dar nu ni vede nimenea? Cam așa ceva, oi. Noi ne dispuiem și alții își imaginează că noi suntem dispuiați, nu? Cam așa ceva, oi. Așa mi-o zis Florica.
Ghinivă, și unii merge să ne dispuiem. Nu știu că grăiesc eu cu Fifi, că ea face asta din mult. Filoanca să dispoai? Da, uai, și-o câștigat o grămadă de paralii. Stai fa să intru bine toleacă să o văd. Și face tantele oai asta, doamne, firește. Fii atent la el, s-o dus la stâlp, o închis ochii și grăiește singur. Gata, am văzut-o pe Fifilo în cabinet. Cum, măi? Am închis ochii lângă stâlp și mi-am imaginat că o văd dispuiată. Firească Dumnezeu de tântălăi! Ce vrea tătuca cu nietul din m-o întreba pe mine? Vrea să facem video șahva, să câștigăm și noi un ban cinstit. Vreau și eu! Păi și tu, fa! Cum să lipsească vinerea din post? Mamucă, și dacă mă vede Dorulez dispuiată? Etena! Parcă ar fi prima oară. Așa e, m-a văzut el cu toți din sat dispuiată, nu e o surpriză. Atunci, hai echiparea! Echiparea, mamucă! Chiloții cu mânecuță? Bikini! Ciucalău de porumb? Guma pentru șulac! Izmene pentru tactul? Țățarul! Dipilatul? Valeu! Adu drujba, mamucă! Cifa, tai copaci, tai doar pubiani. Pubianu, dar la câți metri are treabă, drujbă? Na. Bună ziua, domn șef! Aici e videoșahul! Bună ziua! Numele meu este Mișa Costas și sunt impresar de filme XXX. Bine ați venit! Cu ce ocazie pe la noi?
Domn Costa sau cum dracu te-o chema, am venit să facem un ban cinstit, să facem video șah. Video chat? Ah, da, o idee bună. Avem nevoie de ceva maturi, prinde bine filmele cu maciuri. Oi omule, nu am venit să dăm cu mătura. Avem mături acasă noi, vrem video șah. Am înțeles, domnule... Asulăluai. Niculai Asulăluai. Încântat. Și doamnele? Și ele. Cum se numesc, măi omule? Florica Normea și Maria nevasta. Așa, Flori și Mary. Florica, măi, și Maria. Am înțeles, dar astea vor fi numele de scenă. Adică ne dispunem pe scenă de la Căminul Cultural din sat? Nu măi omule, așa se spune, nume de scenă, de generic. Păi, nu știu de ce nu ne pui Azur sau Real B, că tot vorbim de muzică, generic nu prea-mi plășe, băi. Omule, mă nebunești, în fine, dumitale cum ți se spune? Mie, tătuca. Ok, dumneata vei fi Davy. Uai, mi-mi pui numii de păpuși, uai? Nu înțeleg. Păi Berbi? Nu Berbi. Daddy, adică tătic pe engleză. Știți, aici lucrăm numai cu actori străini care nu cunosc limba română. O să încercăm să vă spun ce aveți de spus în film. Prea bine. Când ne dai paralele? Ai omule răbdare să vedem ce știi să faceți. Păi eu știu să prăfios pe foiul, să tai lemnele, Florica știe să coasă, Maria să facă mâncare. Nu din astea, măi omule, să vedem ce știi să faceți în ceea ce privește sexul. Ups! Când mai sunt singur, o mai mângâi o leacă. Omule, aici ți-o mângâie fetele. Vă leau, de ce n-ai spus domne așa? Hai la treabă! Stimată doamnă, vă rog să vă dezbrăcați. Eu? Da, dumneavoastră. Ani rușini? Doamnă, așa nu facem nimic. Vreți bani ori nu? Stimulează-mă. 10.000 de euro. Adică? Adică circa 500 de milioane. Văleu, jos textilarie! Așa. Așezați-vă, vă rog. Unde? Pe scaun, doamnă. Așa dispuiată? Da! Ok. Domnul Niculai, nu te uita la mine, că-ți scrop capul libidinosului. Of, deci vreau să aud cum gemeți.
Să gem? Să gemeți de plăcere. Mă, nu mă doare, Nica. Ce e aia, doamnă? Am gemut. Cu pasiune, doamnă, cum ați fi în al nouălea cer. Doamne, iartă-mă, domnul, dar n-am de gând să mor. Măi, femeie, când te culci cu omul ăsta, cum faci? Văleu, Niculai, nu mai dau, ai, boulii! În ce dă, doamnă? În mine, animalul! Dă cu scula? Ce scula, domne? Îmi dă cu parul! Ah, perversiuni, îmi place! Perversiuni din astea să-ți placă dumitale? Mie nu, că mă bati până mă ia drașii! Păi dumneata, o bați în loc să o... Da, domne, numai atâta știe să mă bată, altceva nu știe. În fine, deci gemeți? Ce-i asta, doamnă? O, doamne, următoarea! Vă rog să vă dezbrăcați, doamnă Florica. Amu, ia, domnul! Oh, bun, îmi place. Gemeți puțin. Oh, da, oh! De tari! Oh! Oh! De tari! De tari! De tari! Da, oh! Superb! Perfect! E bine, domnul? Absolut! Mulțumesc, Flori! Acum să vedem proba practică, mamă. Da, domnul! Mark, come on here, please! Valeu, ce bunăciune, doamne! Valeu, 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 ce bunăciune, 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 doamne! Flori, el este Mark, cu el vei da proba practică. Pot să-l iau acasă după probă? Aveți simțul umorului. Da, da, să vedem, Mărculeț, dacă are simțul găurii. Bine, păurii, 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 tu găurii, tu găurii, tu găurii. În cealaltă cameră puteți merge, iar Marc îmi va spune dacă ați trecut proba sau nu. Eu mi-aș face griji pentru el. Fă-l praf, Florică, tată!
Dă tot din tine, mămică! Arată-i cum sunt muierile asulăloaie! Doamna Maria, din păcate pentru dumneavoastră nu avem nimic. Nu vă pricepeți deloc. Vă rog să luați loc afară până termin cu domnul Nicolae. Dar ce are domnul? De ce nu e bună? Adică nu e bună nevastă mea? Pentru filme de acest gen, nu. Hai să revenim la dumneavoastră. Vine, domnul. Uitați, o chem pe Brenda să treceți la proba practică. Brenda, come on here please, darling. Văi leu, mamulica mie și bunășulii. Brenda nu vorbește limba română, vă voi traduce eu. Deci, scoate-l acum afară pe Mișu. Ieși afară, tu Dumnezei, măti! Dă-te jos de vinoar mea, oi, Bouli! Ieși afară, că așa o să șofu! Nu, măi, omule, nu pe Marc să-l scoți afară, ci pe Mișu dumitale! Domne, ori eu sunt prost, ori dumitale idiot. Care-i Mișu? Ăla din pantaloni, om nebun, ce ești? Uai, pielanul cheamă Mișu, uai. Dar cum? Deoarece Dumnezeu și mama natură m-a înzestrat cu un membru, după care femeile sunt înnebunite, mi-am permis în mentalitatea mea incroșcorizatoriabilă să-i pun interesantul și bine meritatul nume de Terminator. What the fuck? Dap. Bine, domnule Tătucă, hai să-l vedem. Vrei să-l vezi tu? Oi, băieții, tu nu știi și grăiește-i. Îl va vedea și Brenda și apoi o lume întreagă pe Terminatorul dumitale. Scoate-l! Uai, dar tu chiar ești nesimțit? Cum să scoată Terminatorul în fața ta? Ok, 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 mă întorc cu spatele. Nu te întoarce degeaba că nu ești genul meu. Hai, domne, odată! Ghinioi, tu ai vrut-o. Dar nu aici. Vreau doar eu cu fătuca asta într-o cameră. Bine, domne. Brenda, go with this dump. Așa, Brenda, lui tata, treci. Fă, întoarce-te cu spatele. Stai o leagă să scoți ucălău din porumb și îți dă tătuca din nu poți duci. Oh my God! Oh my God! God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! What? Brock, my pussy boss! Brenda, what happened? Boss, I fuck it. This Brock me! How so? I have no idea, but I think I go home with him. Brenda, you crazy? No, boss. But no one like that fuck. Oh my God. Domnule Asuleloaie, se pare că sunteți fenomen.
Mi-ați înnebunit actrița. Se pare că terminatorul dumneavoastră și-a făcut treaba. Deci sunteți angajat, dar cu o condiție. Care, domn șef? Știi, nu vreau să mă înțelegi greșit, dar... Dar aș vrea să-l cunosc și eu pe terminatorul personal, dacă nu e cu supărare. Deloc! Treci la ciucălău! Na, mărcușor, nu cred că-ți mai trebă muiere 10 ani de acu încolo. Oh, Lord! The woman, boss, lady, that I want a home! O vrei acasă, Mark? Doamne, și-l vreau pe tătuca acasă forever! Băi, unul cu unul fac doi, eu vreau paralelii. Sigur, tătucă! Cât dorești. Ia 50.000 de euro și te mai așteptăm. Ok, ne mai vedem. Hai, Florica. Gata, oi. Gata, Mării. Le-am luat părăluțele. Știi, Mării, noi trebuie să mai plantăm niște porumbă, că ciucălăii ăștia sunt minunați. I-am făcut fericiți. Gândește-te dacă cu un singur ciucălău am făcut atâtea paralii. Dar dacă aveam un hectar de porumb, deveneam miliardari, fa. Da, măi, ia, câți paralii ți-o dat? Ia și o numără. Și dracu sunt aici, Ia Niculai. Cifa? Nu-s bani de ai noștri. Și ce facem? Lasă, că facem focul cu ei, că uite câte hârtii sunt și nu mai dăm banii pe lemne. Deșteaptă-te, mai am fămuieri. Ce-i faci eu fără tine, oare? O groază de hârtii străini să vezi ce ardi focul nostru, fa? Da, măi, Niculai. Și ce face Florica? Ne fac Florica! Ce faci la stâlp? S-a dus prin iet. Da, oi, Niculai! Las-o facă-i spune lui Doruleț ce i-a făcut lui Mărculeț. Hai acasă la noi! Lasă-l dracu de video șah, că nu e de noi! Aiștia ni dau bani străini, care nu ai ce faci cu ei. Că doar nu mă-i duce în America să cumpăr lemne pe ei. Mai bine îi bag pe ei pe foc și am gătat cu grijă. Așa e, fămuierii, hai acasă să ne iubim și noi. Uai, Niculai, dar ce-i cu tine? După 40 de ani vrei să ne iubim? Da, fa. De ce nu? Hai, Mării, întoarce-te, că doar știi că mie pila spate îmi place. Cum vrei tu, Niculai? Așa, Măriuca mea, șamu, la treabă. Niculai, Niculai, aruncă ciucalău că ti crăp, ti dizghin Dumnezeu, mă, ti dipotent.